Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă la nivel național. În acest moment sunt circa 2000 de cazuri în România. Ministerul Sănătății a anunțat marți seară că a declarat epidemie de rujeolă la nivel național pentru a face posibilă vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 11 luni, precum și pentru recuperarea celor nevaccinați sau cu o schemă de vaccinare incompletă, având în vedere creșterea îngrijorătoare a cazurilor de rujeolă, precum și numărul mare de spitalizări în secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați. În acest moment, se înregistrează aproape 2000 de cazuri la nivel național în 29 de județe, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății. De asemenea, se va derula o campanie de informare a părinților împreună cu medicii de familie pentru o mai bună aderență la program de vaccinare. Rujeola este o boală infecțioasă care se transmite cu ușurință, mai ales la copiii nevaccinați, iar uneori evoluția este gravă și pot apărea complicații. Acoperirea vaccinală cu prima doză, la nivel național, este de 78%, iar cu a doua doză este de 62% dintre copiii eligibili, situându-se pe un trend descrescător de mai mult de 10 ani. Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un început de o epidemie de rujeolă. Specialiștii susțin că poate da complicații neurologice foarte serioase. Zilnic, la Institutul Balș, medicii preiau cam 15-20 de pacienți cu rujeolă. Vorbim despre o creștere exponențială.